Nu te mai doai nimic, zău așa. Vorbesc să vezi. Nici bășiți, nici bătături. Nici oboseală numai. Bună seara și bine v-am găsit la Busy Life TV, primul canal de live stream din România dedicat mediului antreprenorial. Numele meu este Eliza Nițescu, iar în următoarele aproximativ 60 de minute voi fi gazda unei noi ediții a emisiunii Mindset, noua psihologie a succesului. Mindset este prima emisiune live din România care tratează importanța acestei setări mentale cu care noi abordăm succesul. Și setarea aceasta mentală este importantă nu doar în afaceri, ci în foarte multe aspecte ale vieții noastre, aspecte precum familia, arta sau poate, de ce nu, chiar sănătatea. Cum facem acest lucru? Echipa Busy Life aduce în studio campioni mondiali, campioni europeni, campioni naționali, sportivi de performanță, sportivi de anduranță, iar dacă ar fi să găsim un termen ca să încadrăm în această categorie fiecare persoană care a ajuns în studioul Busy Life la Mindset, am putea să spunem pur și simplu performer. De ce performer? Pentru că acești oameni sunt cei care înțeleg cel mai bine importanța atitudinii mentale, cei care au integrat în sistemul lor de valori și în viața personală acest lucru, cei care lucrează zilnic cu obiective, cu rezultate, cu depășirea de limite, cu depășirea momentelor dificile din carieră și cei care știu ce înseamnă cu adevărat o mentalitate de campion. Nu ne-am îndepărtat de obiectivul nostru de a fi aproape de oamenii de afaceri, ci ne dorim cu această ocazie și cu acest format de emisiune inedit să ranforsăm și mai mult toate tipurile de resurse pe care vrem să le oferim acestora și să implementăm mentalitatea câștigătoare și la nivelul mentalității omului de afaceri. Alături de mine în studio în această seară se află un campion, un performer, așa cum spuneam și mai devreme, dar mai presus de toate pentru mine se află un prieten. Vreau să-i spun bună seara și bun venit în studio lui Andrei Gligor. Bună seara, Eliza! Mulțumesc mult de invitație! Bine te-am găsit! Bine ai venit și mulțumim că ți-ai făcut timp în programul tău ocupat, pentru că știu că urmează o perioadă foarte aglomerată pentru tine să ajungi aici la noi și să ne împărtășești povestea ta de campion, povestea ta de performer. O să fie din ce în ce mai greu să te prindem în perioada următoare, așa încât cred că suntem exact la fix. Suntem și cu două zile înainte de ziua ta de naștere, așa încât cred că nici nu se putea găsi o perioadă mai bună. Înainte să începem dialogul de astăzi, o să-mi permit să le spun mai multe despre tine celor care ne urmăresc. Iar povestea începe în momentul în care Andrei, pentru că îl vedeți așa că are un aer foarte proaspăt, foarte fresh, dar povestea începe cu mai mult timp în urmă, când el avea 34 de ani, în cazul în care nu v-ați dat seama, acum are ceva mai mulți ani. Când avea Andrei 34 de ani, a început călătoria lui în lumea sportului de anduranță. A început cu un maraton în patria maratonului în Grecia. A fost inspirat de o poveste frumoasă pe care o să vă spună chiar el. El spune că acest început a fost oarecum cu pași timizi, dar pașii aceștia au căpătat din ce în ce mai multă forță în viitor, astfel încât în prezent Andrei este implicat într-un proiect foarte, foarte fain care se numește Calivita Seven Deserts și care presupune o alergare de mai bine de 2000 de kilometri prin deșerturi ale lumii, practic pe fiecare continent. Andrei și-a propus să alerge. Proiectul a început în 2017 și o să țină până în 2019. Iar în acest moment Andrei a parcurs deja 3 din cele 7 etape. Așa cum știți deja, noi suntem acea formațiune care invită tot timpul la dialog. Vă invit să fiți alături de noi cu întrebări, cu comentarii. Avem un om deosebit în studio, așa încât vă invit să fiți curioși și să adresați toate curiozitățile pe care le aveți. Avem și noi o întrebare pentru voi, și anume cum credeți că ne influențează setarea mentală, obiectivele și rezultatele pe care le obținem. Și nu în ultimul rând, vă reamintesc că în urmă cu aproximativ o lună noi am inițiat un sistem democratic de vot al temelor de discuție, iar pentru această seară s-au calificat 3 teme de discuție pe care le-ați votat și care în ordinea preferințelor sunt următoarele. Cum ne putem construi un mindset puternic, cum ne ajută setarea mentală în depășirea momentelor dificile și nu în ultimul rând care sunt atât asemănările cât și diferențele între mindset-ul unui sportiv și mindset-ul unui antreprenor.
Andrei, cu această introducere lungă îmi face mare drag să-ți predau microfonul și să aruncăm așa în aer prima întrebare. Okay. Cum a fost Andrei Gligor când era mic, practic în familie? Tu ai fost crescut mai mult într-un mediu artistic, dacă am putea să spunem așa, pentru că părinții tăi sunt amândoi pasionați de muzică și profesează în acest domeniu. Care a fost prima ta legătură cu sportul, cu mișcarea în general? Pot să spun că de la bun început, de mic, mi-a plăcut să fiu în mișcare. Mai tot timpul eram pe afară, nu eram genul de persoană care să stau prea mult prin casă. Din punct de vedere al părinților mei, într-adevăr, vin dintr-un background muzical, dar muzical din pasiune, pentru că profesiile lor erau cu totul altele. Tatăl meu a fost cercetător fizician. Din păcate l-am pierdut când aveam 14 ani. Mama a fost proiectant, deci nu avea nicio legătură. Probabil muzica a venit ca o pasiune. Tatăl știa să cânte la pian, mama a cântat un pic în corul radio. Prima pasiune a fost chitara. Țin minte, într-o vară am învățat de la un student la conservator pe parcursul vacanței, parcursul celor 3 luni de vacanță. Cred că 10 ani. Ok, deci la 10 ani am avut prima chitară, mm-hmm. da. Și țin minte și acum că nu apucase să termine tot de predat. Între timp a început școala, a rămas să exersez singur. Și mi-a dat, țin minte și acum, pe un caiet așa toate combinațiile de acorduri, note, portativ și așa mai departe. Și a zis, ok, dacă mm-hmm. îți place, exersează și... Ținte că stăteam câte 2-3 ore în fiecare zi după școală, deci a fost așa o pasiune. Într-adevăr, n-am dus-o la nivel de, nu știu, am cântat în formația liceului, dar, okay. dar atât. Însă mi-a plăcut tare mult. În tabere, în excursie, eram cu chitara după mine tot timpul. Asta a fost, să zic așa, prima pasiune. N-am avut legătură cu sportul, poate pe... Undeva pe la 12 ani, țin minte că am făcut un an de atletism, pentru că locuiesc foarte aproape de Arena Națională, părinții au zis că ar fi ok să... Că nu e întâmplător, că... Da, poate se lipește, dar nu s-a lipit. În schimb, într-adevăr, mi-a plăcut foarte tare basketul și am jucat în echipa liceului o perioadă. Pasiunea pentru basket a început undeva din școala generală, țin minte pe la, nu știu, clasa 6-a, 7-a, până târziu după facultate, deci a fost o bună perioadă de timp în care eram... cu mingea de basket pe teren, ore bune. Deci până acum nimic de alergare, n-aveam nicio treabă cu alergarea. Da, și practic ne ajungem în momentul anului 2008, când un accident practic ar fi putut să pună punct oricărei forme de mișcare pe care ai fi putut să o... Da, am suferit un accident, soldat cu ruptură de menisc la genunchiul stâng și, bineînțeles, a trebuit să fie operat. Operația în sine nu este o operație grea. În schimb, recuperarea a fost destul de dificilă, pentru că înainte să fiu operat a trebuit să stau cu piciorul în gips. A fost diagnosticul pus greșit și în loc să fiu operat imediat, ceea ce ar fi dus la o recuperare mult mai ușoară, mi s-a sugerat că ar trebui să stau întâi cu piciorul în gips o lună de zile și îți dai seama că s-a atrofiat toată musculatura și recuperarea după aceea a durat mult mai mult decât dacă n-aș fi stat cu piciorul în gips. În fine, asta sunt detalii. Da. Dar ideea este că după ce m-am recuperat, sau mă rog, când eram, să zic așa, la 90% din recuperare, mergeam la o sală unde făceam și exercițiile de kinetoterapie și procedurile de recuperare, iar acolo am întâlnit o persoană, apropo de povestea care m-a inspirat să încep acest drum cu alergărilor de anduranță, care a venit și a început să ne povestească experiențele ei legate de prima participare la maratonul de la New York. Cum e să iei startul cu 50.000 de oameni, atmosfera din timpul cursei, ce a simțit. Eu nu știam că pot, la vremea respectivă, că e posibil să alergi 40 de kilometri fără să te oprești, fără să obosești, fără... Mi se părea așa ceva fantastic. Și a fost momentul acela în care am simțit că aș vrea să încerc și eu experiența aceasta, o dată, să văd probabil cum e. Probabil modul în care persoana a vorbit era atât de entuziast și de convingător încât... Ți-a dat cumva de înțeles faptul că a fost o trăire deosebită exact. Acolo și ai vrut să vezi la rândul tău cum este. Am vrut să văd la rândul meu cum e.
Răzvan, cel cu care făceam recuperarea, mi-a spus că din punctul de vedere, că, pentru că l-am întrebat dacă aș putea să fac și eu la rândul meu treaba asta, mi-a zis că din punctul meu de vedere ești recuperat în proporție de 90%, dar depinde numai de tine dacă îți dorești într-adevăr acest lucru, pentru că urmează o perioadă de antrenament destul de dificilă. Eu având în spate și accidentarea, cumva programul de antrenament pentru primul maraton nu s-a rezumat, s-a întins pe o perioadă mai lungă, dar nu s-a rezumat numai la 3-4-5 luni în care ai putea să ajungi să alergi un maraton, chiar dacă n-ai mai alergat niciodată, că știm cu toții. Cam în 4-5 luni, cu antrenamente repetate și o rutină zilnică, poți să ajungi să alergi un maraton fără să-ți propui neapărat un timp, pur și simplu să-l termini. Și când ai constatat că îți place să alergi, pentru că și asta este o... La mine... Interesant, adică poate să te încânte foarte mult povestea cuiva, după care când începi să practici domeniul respectiv, poți să realizezi că nu e neapărat pentru tine. Cumva primul contact, să zic așa, cu programul de antrenament, de fapt Răzvan mi-a zis de la bun început, vezi că urmează o perioadă de 7 luni și 3200 de kilometri. Wow. Da, la început m-a desumflat un pic, zic, dar de ce așa mult? Știi cum, suntem toți, da, nu se poate în viață să alegem scurtăturile la început, suntem tentați să facem treaba asta. Dar mi-a zis, băi, nu se poate treaba asta, ai o accidentare în spate, trebuie să ne asigurăm că musculatura este întărită foarte bine și ca să nu ai probleme și să termin cu zâmbetul pe buze cursa, că despre asta e vorba. Dacă ajungi acolo și termini cu zâmbetul pe buze, o să-ți dorești să mai faci. Dacă termin cursa în genunchi și cu accidentări și așa, posibil să ai o experiență neplăcută și să nu suposă. Ok, înțeleg că te-a inspirat foarte tare povestea maratonului de la New York, de altfel maratonul ăsta e chiar inițiat de un român, am aflat și eu cu surpriză lucrul ăsta. A avut loc prima ediție în anul 1970, au participat foarte puține persoane la momentul respectiv. A fost organizat din economiile personale ale acestui sportiv, care iubea foarte mult alergarea. Și s-a desfășurat în Central Park, era cumpărat cu $300 premii pentru primii 10 participanți, l-a oferit cupe și ceasuri din cele mai ieftine, da. Dar a fost un început foarte bun și iată că astăzi este una dintre cele mai dorite curse din lume, ce țin în materie de maraton. Dar tu n-ai ales maratonul de la New York, tu ai mers în altă parte. Primul tău maraton a fost 2011? În Atena, în Grecia. Mi s-a părut că e potrivită locația, pentru că de acolo a început povestea maratonului din Grecia și cumva și traseul cursei se desfășoară pe traseul original din antichitate, pe care s-a desfășurat primul maraton, din orașul Maratona până în Atena, cu finish pe stadionul olimpic. Repet, eu mă dusesem inițial cu gândul să fac un singur maraton, vin acasă, am terminat, am văzut cum e experiența și gata. Mi-a plăcut atât de tare și a fost impactul atât de puternic, încât la nici două săptămâni după ce veneam în București, la Atena am fost pe 15 noiembrie, țin minte și acum, pe 1 decembrie participam la maratonul reîntregirii neamului de ziua națională. Și dacă ar fi să enumeri între 2011 și 2017, când așa cum am menționat, aș începe proiectul Calivita Seven Deserts, care ar fi, nu știu, câteva borne importante pentru tine, câteva alergări care te-au marcat, care ți-au oferit așa posibilitatea să simți că ai evoluat foarte mult, care ți-au rămas aproape de suflet, care te-au provocat, nu știu, câteva borne importante în evoluția ta. Bineînțeles, prima bornă și ce am cu impactul cel mai mare a fost cea de la Atena, când am simțit că e ceva ce aș vrea să fac în continuare. Să dau practic dorința de a continua. Apoi am început un proiect foarte fain, pentru că m-am întors în țară și cumva am simțit nevoia, ok, e fain să alerg, e fain să ți se pună o medalie la gât de finisher, tuturor alergătorilor ni se pun aceste medalii de gât, dar am vrut și am simțit nevoia să întorc ceva în comunitate, am simțit că lipsește ceva și am vrut să dau un sens alergărilor mele și atunci am început, țin minte, în 2012, un proiect tare fain, s-a numit Andrei Grigor până în Sahara, prin care eu mă obligasem să alerg câte 15 km zilnic prin parcurile din București, în antrenamente sau chiar în curse din țară, astfel încât să acumulez în 7 luni de zile distanța București-Tindouf-Algeria, iar ultimii 40 de km să-i alerg la Sahara Marathon. Am dat și un sens acestui proiect, s-au strâns niște bănuți atunci pentru Asociația Inima Copiilor, cu care am cumpărat 2 ani mai târziu, este vorba despre 25.000 de euro.
cumpărat echipament medical. Da, s-a cumpărat un scanner retinian performant pentru secția de terapie intensivă nou-născuți de la Marie Curie. Un aparat care salvează de la orbire câteva sute de nou-născuți prematuri anual. De aceea, iarăși, este o bornă importantă în, să zic așa, în evoluția mea din 2011 până acum. Apoi o altă alegare care mi-a mers la suflet, să zic așa, și cu care m-am identificat a fost Transmaratonul, am participat la două ediții. A fost primul tău ultra acela? A fost primul meu ultra, da, pe Transfăgărășan, 70 de kilometri. Atât de tare mi-a plăcut că m-am întors anul următor și am alergat 84 de kilometri. Am dedicat atunci alegările mele Hospice Casa Speranței pentru că era într-o perioadă în care i-am pierdut pe unchiul și mătușa mea, ambii răpuși de cancer, și cumva m-am identificat atunci cu cauza celor de la Hospice, care știm că îngrijesc. Fac îngrijire paliativă pentru persoanele cu diagnostic oncologic în exact, fază terminală. Exact. Și ulterior, mai târziu în 2015, am luat primul contact cu alergările acestea pe etape, cu rucsac în spate, în care, nu știu, ai tot echipamentul, mâncarea, e un fel de survivor, așa. În 2015, când ai participat la Maraton de Sablă. La Maraton de Sablă, era ediția cu numărul 30. Ediția aniversară, da. Deci ai prins, probabil, una dintre cele mai faine ediții, pentru că, probabil, deși ei au foarte mulți participanți, de obicei, atunci au fost oamenii și mai mulți, sau nu știu, există un număr limită? Ei au o limită de 1000 de participanți în fiecare an, dar atunci au extins aproape de 1500, fiind ediția aniversară. Însă, la fiecare ediție, organizarea este spectaculoasă și atmosfera e senzațională. Adică nu poți să zici că la ediția 31 a fost mai decât la ediția 30. Deci este ediția aniversară pur și simplu pentru că se împlinește un număr de ani, exact, pentru că ei fac... Dar e la fel și... a fost primul concurs, după care, imediat după ce s-a terminat, nu știu acum cum sunt alții sportivi, dar în momentul în care termin un concurs greu, ai acea senzație că n-aș mai vrea să mai alerg o săptămână, două, nu mai vreau să mai aud, de cine m-a fi pus, ok, bine că s-a terminat, mai vedem. Și după o lună, o săptămână, o lună, două, încep să te mai gândești dacă vrei să te mai înscrii. Pentru mine, Maraton de Sablă a fost primul concurs la care, în momentul în care mi s-a pus medalia de câte ani, eu trebuie să mai revin aici, că a fost super fain. Deși eram cu degetele de la picioare cu sânge, bătături, bășici făcute de la nisip, totuși sunt 250 de km de alergare pe nisip la temperaturi de 50-55 de grade. Nu este o cursă tocmai ușoară, dar este cumva o călătorie către tine. Am simțit cumva în acea săptămână petrecută în deșert că am avut suficient timp să dialoghez cu mine și să-mi iau așa viața de când mi-aduc aminte, de când pot să mi-aduc aminte și până la momentul respectiv. Și din cum povestești, cred că a fost prima cursă de mare impact pentru tine. Da, adică da, așa este. Din modul în care a curs relatarea până acum, înțeleg că 2015 și Maraton de Sablă, prima participare, a fost prima... Da, pentru că acela a fost momentul în care am simțit că acestea sunt cursele, tipul acesta de curse mi se potrivesc. Cumva îmi plac și aș vrea să fac cât mă țin picioarele și bugetul și sponsorii și așa mai departe să fac curse de genul ăsta. Așa cumva s-a născut și Calivita Seven Deserts 2 ani mai târziu. Da, în 2016... Calivita, practic, hai să spui tu mai mult ce presupune, că eu am spus foarte pe scurt la început. Sigur. Și în momentul la care ne aflăm acum, practic, ai străbătut deja 3 etape și suntem în fața următoarelor 4. Ok, cum spuneam, în 2016 m-am reîntors la Maraton de Sablă pentru că mi-a plăcut tare mult experiența și după ce am terminat am stat și m-am gândit, ok, văzusem că sunt persoane acolo care erau la 10-a, 11-a, 20-a participare și mă gândeam, da, e ok, e frumos deșertul, ei schimbă traseul în fiecare an, nu seamănă neapărat o cursă cu alta, dar totuși e o chestie repetitivă și parcă n-aș face-o 20 de ani la rând.
Și atunci am început să caut pe internet curse similare, tot de 250 de kilometri pe etape, continentă. În alte locații, alte deșerturi, alte locații. Din câte știi tu, e practic pentru prima oară, sau nu știu, cel care a avut inițiativa asta, ești chiar tu pentru a crea un proiect de genul ăsta cu o cursă multistage și de supraviețuire pe fiecare continent, cred că da, nu știu să mai fi făcut nimeni treaba asta. Inițial nici nu pornisem pe ideea de 7 continente, găsisem doar 4 curse, este un circuit, se numește Four Deserts, sunt niște organizatori din Hong Kong care organizează anual Sahara Race în deșertul Namib, apoi Gobi March care se organizează în deșertul Gobi în China, Atacama Crossing în Chile, în deșertul Atacama, și Last Desert Antarctica. Acestea sunt cele 4. După care, pornind de la astea 4, am stat și m-am gândit, ok, ce ar fi să extindem, să mai găsesc ceva. Ideea mi-a fost foarte greu să găsesc o cursă în Europa. Nu există. Dar ai găsit-o și este chiar cea care urmează. Dar am găsit-o. Inițial găsisem una în Spania, însă organizatorii erau un pic... adică, n-am simțit o transparență cumva, site-ul era destul de ciudat, nu-ți dădeai seama când sunt înscrierile, cum se procedează, nu răspundeau, nu-ți dădeau feedback. Și am zis, nu este... avea niciun fel de siguranță. Nu avea o siguranță și era un proiect destul de mare, întins pe 3 ani de zile și nu vreau să mă trezesc că fac 3 curse și când ajung la a patra nu pot să mă mai duc, că nu se mai organizează anul acela. Noi de altfel am și pregătit câteva imagini despre primele 3 participări ale tale la cursele acestea din deșert, pentru că dacă e să le luăm așa în ordine cronologică, spuneam că ai început în 2017. Care a fost primul pe care l-ai făcut, din ceea ce știu, în luna mai anul trecut? A fost aprilie mai. Să spunem că cel mai scurt are 250 de kilometri, da? Ok. Sunt în ordine așa. Sahara Race în Namibia, anul trecut, 250 de kilometri în deșertul Namib. Apoi a urmat la o lună și jumătate în iunie Gobi March în China. În luna septembrie, sfârșitul septembrie, începutul octombrie, Grand to Grand Ultra în Statele Unite, aceea a avut 273 de kilometri. Acum anul acesta urmează, începând din august, Fire and Ice Ultra în Islanda, 250 de kilometri, tot așa. Atacama Crossing în Chile în octombrie și de la Last Desert Antarctica în noiembrie. Iar ultima, să zic așa, bomboana de pe colivă, da, cirașa de pe tort, cum vrei să expresia asta, tot timpul folosesc când vine vorba de cursă. Asta da, pentru că mi se pare, sunt 522 de kilometri, 9 etape, deci cumva dublu față de, de celelalte, în Australia, prin Outback-ul australian. Și am văzut niște filmulețe, niște trailere cu participanți la cursa aceea și m-au speriat un pic așa, dar... Oricum ai avut o bună strategie că l-ai lăsat la final și atunci mai ai timp să te maturizezi așa ca sportiv până când vei ajunge la etapa respectivă. De făcut o să-l fac cu siguranță, doar că probabil că va fi mai dificil decât la celelalte. Etapele sunt cumva între 50-60 de kilometri, iar ultima etapă are 127 de kilometri în ultima zi. Andrei, uite, avem deja niște mesaje și vreau să-ți spun care sunt și interacțiunile cu cei care ne urmăresc în momentul acesta. Ai un high five de la Robert Hajnal, Irina Mate te salută și ea, Iuliana Militaru, Răzvan Ionuț Marin, Irina Mate îți spune he-he, tare filmul, probabil că deja oamenii se uită la secvențele care au început să curgă. Isabela Iliescu ți spune felicitări. Mulțumesc, și de asemenea, vreau să-i salutăm pe toți cei care ne urmăresc acum. Claudia Belețoi, Iulian Șerban, Andreea Gafiță, Cristina Paraschiv, Loredana Balache, sunt doar câteva dintre persoanele pe care le văd eu, pentru că sunt și în lista mea cu mână de prieteni și atunci și Claudiu Belețoiu. Și atunci pot să văd ce se întâmplă exact. Loredana Balache te salută, îți spune că ai niște povestiri foarte interesante. Și o să avem o întrebare de la Isabela Iliescu care îți adresează următoarele cuvinte. Când simți că nu mai poți alerga, ce faci în acel moment și ce îți pui în minte? Ușor, ușor, oricum o să facem și noi trecerea către tema emisiunii care este Mindset, dar am vrut să construim așa puțin un context și să arătăm exact de unde ai pornit, în ce ești implicat în momentul ăsta și care sunt proiectele de viitor. Ok, păi aș putea să-i răspund. Mi-aduc aminte de un moment dificil pentru mine. În 2015, la Maraton de Sablu, în etapa lungă, eram
mă aflam între două puncte de verificare, era în mijlocul zilei, 55 de grade se anunțaseră în ziua respectivă, rămăsesem și am rămas fără apă. Apa e raționalizată la maraton de sablă, nu ai pe atât cât ți-ai dori și trebuie să ți-o drămuiești foarte, foarte bine. A fost atât de cald în ziua respectivă încât am uitat pur și simplu de strategia pe care mi-o făcusem la 15 minute să beau câte o gură de izotonic și o gură de apă și am golit mai repede bidoanele pe care le aveam în rucsacul de hidratare, rămânând fără apă în mijlocul zilei. Mi s-a încețoșat privirea, m-am așezat la un moment dat, țin minte, pe o piatră și eu am avut impresia că am stat acolo doar vreo 5 minute. În realitate, când m-am uitat la ceas, când am reușit într-un final să mă ridic și să continui, trecuseră aproape 20 de minute. Este pentru prima oară și sper din suflet să nu mi se mai întâmple asta, în care am avut o experiență din asta extra senzorială, corporală sau cum vrei să-i spui. Nu, deci eram acolo și eram conștient că dacă nu plec de acolo mi se poate face rău și mă deshidratez, dar pe de altă parte nu puteam să mă ridic. Adică mintea vrea să plece mai departe, dar picioarele și corpul și tot nu aveam control asupra corpului. Și ca să-i răspund Izabelei, ancora pe care am avut-o atunci, care m-a făcut să mă ridic și să plec, a fost familia. Primul gând mi-a fugit la familie, la cei de acasă, clar. Și așa am reușit cu chiu cu vai să ajung la următorul punct de control. Mi-am luat apă de acolo, m-am hidratat și am terminat etapa. Eu cred că ține de fiecare dintre noi de ce anume vrem să ne prindem, să ce ancoră folosim pentru a ieși din momentele dificile. La unii funcționează familia, la alții funcționează prietenii, la alții funcționează poate cauzele pentru care largă, poate un mix de toate la un moment dat, pentru că îți fuge mintea. Deci oricum ar fi important este să ai un element ancoră de care să poți să te agăți la un moment dat și să te poți întoarce, practic să ai o revenire astfel încât să poți continua. Da. Andrei, vorbeam mai devreme de faptul că urmează o perioadă provocatoare pentru tine și tu ai spus lucrul ăsta, plus că se apropie ziua ta de naștere, eu mi-am permis așa să-ți fac o surpriză. Okay. Și apropo de oamenii care contează pentru tine, desigur, cea mai importantă este familia pentru tine, tu ești un familist convins, ai o soție extraordinară și o fetiță deosebită de 2 ani și jumătate de Sara, asta nu v-am spus. Am ținut să vă dezvăluim și pe parcurs anumite informații, să știți că Andrei este și corporatist atât cât se poate să fii corporatist, adică lucrează într-o multinațională, are un program din acela clasic de 8 ore, adică nu este nimic deosebit astfel încât să-și facă timp pentru antrenamente altfel decât oamenii obișnuiți. Este un om obișnuit. Iar acest om obișnuit are și persoane apropiate în viața lui, atât familie cât și alți prieteni. Iată ce ne-a spus un prieten de-al tău, îți spun așa, Andrei, dacă s-ar organiza o alergare în jurul lumii, în echipă masculină, deci un prim indiciu este că ești bărbat, aș fi încântat să-ți fiu coechipier. Continuă să alergi și să inspiri alți alergători, avem nevoie de oameni ca tine. Mulțumesc. Cine crezi că este acest din personaj suflet misterios care ți-a transmis cuvintele astea faine, uite ce încredere are în tine să te ia într-o echipă masculină? Nu o să-ți dau un indiciu, are același nume ca al tău, îl cheamă tot Andrei și se semnează el de multe ori Andrei cel Roșu. Ah, ok. Este vorba chiar despre Andrei okay. Roșu. Un alt mesaj este, bună seara Andrei, aș vrea să-ți transmit toată energia de care ai nevoie pentru a reuși. Să-ți duci la îndeplinire proiectele actuale și cele care vor veni, sunt sigur că vei putea să faci lucrul ăsta. Când am alergat la 7500, un hint important, actualul proiect era în stadiu incipient, iar acum este în plină desfășurare. Știu cât de mult te-ai antrenat și te antrenezi și cred foarte mult în reușita ta. Ești un om deosebit și îți pasă, nu numai de tine și de familia ta, ci și de ceilalți. Îți doresc sănătate și putere de muncă, dar și puterea de a găsi oameni cu suflet mare ce te pot ajuta pentru a reuși în toate. Deci este un coechipier pe care l-ai avut la un moment dat la maraton. Păi aici se restringe lista, că sunt doar 3. Foarte mult. Nu este vorba de coechipierul cu care a alergat anul ăsta, este vorba de un alt domnul Stan Turcu. Da, domnul Stan Turcu. Vă salut și eu. Îl salutăm și mulțumim tare mult pentru că a fost amabil și ne-a oferit aceste cuvinte. Le mulțumesc de altfel tuturor celor care au cooperat așa să facem mica surpriză, pentru că nu i-am rugat cu mult timp în urmă să ne scrie. Au fost puține momente la dispoziție în care puteau să facă lucrul ăsta.
Mai am doar două mesaje. Andrei, te-ai înhămat la niște curse la care puțin se încumetă să participe și pe care și mai puțin le termină. Așadar, te așteaptă câteva zile foarte grele, dar nouă greul acesta ne place. Zice, un alt coleg la fel de nebun, cu ghilimele de rigoare ca și tine. Îți urez mult succes și să te reîntorci cu bine. Știu că la un moment dat ați avut voi o echipă, un trio fantastic, tu, Andrei Roșu și personajul care cred că deja nu mai este misterios, care ți-a transmis mesaj. Salut, Vlad. Este vorba de Vlad Tănase. Iar la ultimul mesaj, practic, indiferent cât aș încerca să păstrez misterul din modul în care este formulat, se înțelege foarte clar cine îți transmite cuvintele astea. Nu mi-aș fi putut dori un tată mai bun pentru Sara și nici un soț mai atent și mai iubitor. Tu ești bărbatul lângă care am visat să trăiesc și îți mulțumesc că existi, te iubim și îți ținem pumnii să realizezi tot ce ți-ai propus și mai ales să te întorci cu bine după fiecare cursă. Mulțumesc, compana. Este un mesaj de la Cristina. Da, păi fără ajutorul ei și fără susținerea ei, probabil că n-aș fi reușit să fac toate nebunile astea, pentru că e timp de parte de familie petrecut, atât curse cât și antrenamente. Și i-am înțeles de la început. Chiar mă simt norocos că o am alături și cel puțin de când a venit și Sara în familia noastră, simt așa că toate capătă un sens. Da. Să știți că primul care ne-a răspuns la provocare și apelul meu a fost Daniel Osmanovici, prietenul tău de antrenament. Salut, Daniel! Cu care alergi și te antrenezi destul de des din ce știu eu. A fost foarte entuziasmat că l-am întrebat și probabil că urmează să concretizeze mesajul către tine în zilele următoare. Încă nu am primit mesajul, dar am primit confirmarea faptului că îi se pare o idee foarte bună și că el a fost are și numai știu că a fost plecat din țară la un concurs de bicicletă în ultimele zile și probabil dar de asta. Dar am vrut să-ți transmit că a fost foarte deschis și cooperant. Andrei, ce înseamnă mindset pentru tine? Pentru că suntem la emisiunea cu numele ăsta și aș vrea să știu cum definești tu noțiunea asta, care poate să pară relativ abstractă tocmai pentru că e un termen vast. Aș putea să răspund la întrebare prin a-ți spune unul dintre beneficiile pe care mie alergarea mi le-a adus și care consider că este